Pace și bună seara! Aș vrea să ne ridicăm și să facem ca de obicei, citim un text din textul pe care l-am urmărit și pe care vi l-am propus ca lucru și meditație în această serie de mini-conferințe, un text din Evanghelia după Ioan. Vom citi de la versetul 1 din capitolul 15, pagina din Scripturi 1046-1047, voi citi de la versetul 1 până la versetul 11, din capitolul 15. Capitolul 15, Evanghelia după Ioan, de la 1 la 11. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce voi citi acest text, îl rog pe fratele Puiu Dârlea să ne conducă în rugăciune de cerere, ca Dumnezeu să-și lumineze cuvântul cu Duhul lui Cel Sfânt, Duh care a și inspirat cuvântul. Iată ce spune cuvântul. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin, cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm. Doamne, ce-ar fi viața noastră și umblarea noastră pe această planetă fără Tine? Doamne, am rătăcii hoinari, fără țintă. Dar, Doamne, odată ce Te întâlnim pe Tine, Doamne, ce-ar fi viața noastră fără iluminarea Duhului Tău? Fără prezența persoanei Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, care să ne învețe cum să trăim plăcuți Ție. Doamne, același Duh Sfânt îl invocăm în această seară, Doamne, să fie cu noi, să fie în noi, ca să înțelegem cuvântul Tău, Doamne, și nu doar să-L înțelegem, ci apoi și să avem putere de la Duhul Sfânt să-L trăim. Asta ne dorim, Doamne, să înțelegem și să trăim și să avem vieți relevante, Doamne, pe acest pământ, până Te vom vedea pe Tine. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Ne aflăm la penultima întâlnire, mai avem o singură întâlnire, ultima, încheierea, ne aflăm la această penultimă întâlnire, nici nu vine să cred că au trecut 8 luni de când ne întâlnim în jurul Evangheliei după Ioan. Este penultima întâlnire și pentru mine cea mai grea, de 20 de ani. Studenții mei știu, de 20 de ani, în fiecare semestru al doilea, avem Evanghelia după Ioan. În semestru întâi avem Epistola întâia lui Ioan, la cursul întâi de limba greacă, în semestru al doilea avem întreaga Evanghelie după Ioan. Și textul acesta este textul pe care eu personal, pun între ghilimele, dar înțelegeți, textul pe care eu îl urăsc cel mai mult și în care îmi trebuie o oră în care să fiu odihnit ca să-l pot preda, pentru care două chestiuni dificile. Odată, o capcană exegetică foarte greu de ocolit, în care cădem aproape de fiecare dată și în care îi ademenesc pe studenții mei de fiecare dată și ei pică cu siguranță, și cum am picat și eu la vremea mea. Și al doilea motiv pentru care îl urăsc textul, acesta este o luptă ca a lui Iacov cu îngerul, întotdeauna plec șchiopătând după acest fel de text, este pentru că are o poruncă imposibil de împlinit. Întotdeauna ne frustrează lucrurile care ne prescriu
tratamente imposibil de urmat. De aceea, parcurg împreună cu dumneavoastră textul acesta în ordinea în care îl parcurg de obicei cu studenții și în ordinea în care l-am parcurs până acum în timpul acesta și vă mărturisesc că astăzi am exact aceleași ezitări ca în urmă cu 20 de ani când l-am predat prima dată. Un prieten mi-a trimis zilele trecute un citat. Este un citat din Bertrand Russell, Istoria filozofiei occidentale, o carte apărută în 1945, la pagina 694 în ediția în limba engleză, apare o mărturisire a lui Russell, care spune așa: din perspectiva mea, prefer pentru dezvoltarea argumentelor credinței, argumentul ontologic, argumentul cosmologic, decât această nouă școală a teologiei inimii, a teologiei care face apel la iubire, la sentiment, pentru că odată ce intri pe acest teritoriu, nu poți să mai argumentezi. Da, astăzi vom recurge la această teologie a sentimentelor, la teologia inimii și, așa cum spunea altădată latinul, cred ca să înțeleg, astăzi vom încerca să înțelegem următoarea afirmație. Cred pentru că numai crezând pot iubi și iubesc pentru că am crezut. Suntem în a doua parte a Evangheliei, când totul pare să se încetinească, timpul începe să devină tot mai mieros, mai fluid. Domnul spune mai multe cuvinte, se întâmplă mai puține lucruri, avem mai mult discurs. Dacă până în 13 avem 3 ani și jumătate de timp, din 13 în 21 avem câteva zile în care se întâmplă toată acțiunea. Și aceste texte care urmează culminează din 15, am văzut că în 13 se întâmplă ceva, am văzut data trecută, Domnul se dezbracă de haine, spală picioarele ucenicilor și în seria de Eu sunt ajunge la momentul în care spune: eu sunt maestru, dacă eu am făcut ceea ce am făcut și voi trebuie să faceți la fel. În 15 începe un pasaj care culminează în 17, acolo este punctul climactic, nu mai avem încă o întâlnire să ne oprim acolo, dar poate voi relua puțin întâlnirea viitoare din 17 până în 21. Textele acestea conțin câte un verset preferat. Eu fac alergie când aud versetul de aur, de parcă ar exista verset de platină, verset de argint, verset de fier, verset de alamă, versetul de aur sau versetele mele preferate. De data asta avem un asemenea verset preferat. Este vorba de versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, partea a doua îmi place cel mai mult. Cereți orice veți vrea și vi se va da. O să vedeți cum am rezolvat pe parcursul vremii acest verset foarte atractiv. Cum citim noi Scripturile? Citim Scripturile în acest fel. Avem câte un punct focal. De fapt, așa citim. Ca să poți citi mai rapid, trebuie să stabilești mai puține puncte de focalizare. Și mături pagina, cei care citesc foarte rapid pot mătura pagina pe verticală. Noi avem niște puncte de focalizare, niște cuvinte de care ne agățăm și înțelegem după aceea contextul. Așa citim și Scripturile, avem niște puncte de focalizare, niște versete de aur, niște versete preferate, cum este și Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ce bine, pentru că oricine crede, rezolvabil. Dar urmează amenințarea, este un verset cumplit dacă vă gândiți bine. Să nu piară, adică există această opțiune cumplită, să piei dinaintea feței lui Dumnezeu. Ei, capitolul 15, versetul 7, are această parte care este foarte atractivă și dacă nu citim Scripturile corect, putem să ne blocăm într-un astfel de verset care ne ajută foarte mult să creăm un creștinism convenabil, funcțional. Un creștinism preparat, știți cum se prepară mașinile pentru concurs sau cum s-a preparat ciclistul Armstrong pentru concursurile pe care le-a câștigat. Un creștinism falsificat. Știți vorba aceea, dacă este prea frumos să fie adevărat, atunci nu este adevărat. La fel este un astfel de creștinism. Textul pe care l-am citit este un text discursiv. Ce presupune asta? Adică ne trebuie contextul minimal ca să înțelegem
Ca să înțelegem un verset, trebuie să citim paragraful. Dacă vrem să înțelegem paragraful, trebuie să citim capitolul. Dacă vrem să citim capitolul și să înțelegem, trebuie să înțelegem secțiunea. Secțiunea este într-o carte, trebuie să citim întreaga carte, de aceea la începutul acestor serii v-am propus să citim toată cartea lui Ioan. Ca să înțelegem pe Ioan, trebuie să citim întreaga Scriptură. De ce este necesar să tot integrăm aceste contexte? Pentru că așa a fost scrisă Scriptura, n-a fost scrisă pe versete și capitole. Când aud chestia asta, mai ales ca unul care studiez Scripturile cu studenții în original, dacă Apostolul Pavel a pus punct acolo, acolo punct și eu. Punct. Păi Apostolul Pavel n-a pus nici punct, nici virgulă, textul a fost scris otova. Dacă Apostolul Pavel a scris cu literă mare, scriu și eu cu literă mare. Nu, a fost scris tot cu același font. De asta n-a pus nici despărțire. Nu există aceste subtitluri până unde am citit eu. Și să vedem că tocmai aceste subtitluri ne creează fractura în text, o fractură care trebuie evitată. Aș vrea să mai facem un exercițiu pe care l-am mai făcut odată la începutul discursurilor noastre, ca să înțelegem ce înseamnă că textul este discursiv. Adică avem un T1. În T1 avem o anumită înțelegere, în T2 avem o altă înțelegere, în T3 avem o altă înțelegere. Cred că unii dintre dumneavoastră, mai ales cei mai în vârstă, vă aduceți aminte abecedarele de acum 40 de ani, de pe vremea decrețeilor. Dacă, nu știu acum cum arată abecedarele, dar pe vremea noastră, după ce se învăța litera A, foarte interesant, se învăța, mi se pare, litera M, și imediat era o frază. Ana are varicelă. De ce nu? Nu este posibil, vedeți? Până în timpul 1, dumneavoastră ați căzut în capcana mea, în al doilea v-am ademenit și în al treilea schimb complet contextul. Este posibil ca Ana, care merge la școală în clasa 1, să facă varicelă? Sigur că este posibil. Într-o lume imperfectă și plină de păcat este păcat. Dar acum să completăm cu niște informații. Ana, fata cea frumoasă a pădurarului. Acum avem o informație subiectivă și una obiectivă. Informația subiectivă este cine stabilește că Ana e frumoasă, dintre toate Anele din sat, sau față de Lenuța, spre exemplu. Dar se focalizează cu, și identificăm din toate Anele posibile pe fata pădurarului, pe care o cheamă Ana, despre care cel care spune că Ana e fata cea frumoasă are părere că e mai frumoasă decât Lenuța, spre exemplu. Are mere frumoase și gustoase, iarăși informații subiective. Cine stabilește că merele sunt frumoase și gustoase? Eva. Nu? Avem nevoie de un specialist. Are mere frumoase și gustoase, iarăși informații subiective, furate din gospodăria colectivului. Acum deja avem o dilemă etică, dar avem și o informație importantă. Știm sursa de unde sunt merele frumoase și gustoase. Dilema etică care este? Le furăm și noi sau nu? Și apoi putem stârni invidii. Dacă ea are, eu de ce nu? Observați cât de mult se complică lucrurile în momentul când completăm discursul. Textul pe care îl avem în față este, într-o, după retorica socratică, într-o retorică maieutică, într-o moșire a ideilor pe care o pornește Apostolul Ioan în 1 și textul ar putea fi de genul următor. A egal cu B, B egal cu C, C egal cu A, C egal cu D, A nu este tot D, A egal cu E. Și dintr-o dată pune o informație nouă. Și E îl implică pe B, C și D. Și vom vedea cum se descurcă cu acest spaghetti de idei. Ce întoarcere radicală poate însemna schimbarea sensului unui singur cuvânt? Și asta face în context. Avem câteva lucruri pe care trebuie să le ținem minte. Unul este rodire, concept de rodire, cerere și dragoste. Și ceea ce face autorul este că schimbă aria semantică. O să mai recurgem la un exercițiu pe care l-am mai făcut. Pentru cei care n-au fost la lecția respectivă, o să fie noutate. De exemplu, dacă spunem că Ana are un coș din cauza atracției contextului, dumneavoastră credeți că are un coș cu mere, ceea ce ar fi foarte bine pentru dânsa. Dar o adevărată dramoletă, dacă spunem că Ana are un coș pe frunte. Da? Nu este la fel de vesel pentru Ana să se întâmple același lucru. Dar am schimbat ce? Aria semantică a cuvântului coș. De exemplu, dacă spunem dulce. Dulce și imediat diabetici o să se enerveze pe mine. Dacă spunem dulce bomboană, dulce cozonac,
E un alt fel de dulce, sunteți de acord? În cerul gurii simțim un alt fel de dulce. Dulce cozonac, dulce măr, dulce țară. Pentru cine este? Da? Dar nu mai simțim exact același tip de dulce în cerul gurii. Nu mai simțim. Dar dacă spunem dulce mamă, dacă spunem dulce copil, e, asta face Ioan cu noi în toată epistola întâi și asta face Ioan cu noi în acest capitol. Dacă revizuim repede unde ne aflăm în Evanghelie, vă readuc aminte că suntem într-un șir de Eu Sunt. Tot ce este, este prin El. El este Logosul lui Dumnezeu în capitolul 1. În capitolul 3 spune lui Nicodim, un intelectual, ștergându-i toate dosarele și toată cariera, tot CV-ul adunat, îi spune: Eu sunt șarpele ridicat în pustie, dacă nu te uiți la mine, mori. Trebuie să te uiți cu aceeași credință cu care s-au uitat evreii în urmă cu câteva secole, trebuie să te uiți la mine cu aceeași credință, că este o legătură între rana ta de moarte și cel înălțat pe cruce. În capitolul 4 este la cealaltă extremă a scării sociale, o femeie considerată ușoară de celălalt, aproape să fie ștrangulată dacă ar fi mers la altă oră decât ora prânzului de către celelalte femei. Această femeie vine să bea apă și Domnul îi spune: Eu sunt apa vieții, nu bei din mine, mori. În capitolul 6, Eu sunt pâinea vieții. În capitolul 5, cu slăbănogul, Eu sunt îngerul adevărat care tulbură apele oricărei vieți. Și a tulburat apele acelui slăbănog, ridicându-l în picioare. În capitolul 7, se afirmă față de frații săi. În capitolul 8, spune: Eu sunt, tulburându-i pe evrei. Eu sunt lăsat în suspensie, ducea cu gândul la Iahve. În capitolul 9, Eu sunt lumina lumii. În capitolul 10, Eu sunt păstorul cel bun. În capitolul 11, Eu sunt învierea și viața. În capitolul 13, Eu sunt maestrul. În capitolul 15, lucrurile se schimbă din nou. Dar până aici, dacă ne uităm la toate aceste ipostaze ale credinței, au de-a face cu verbe foarte simple. În lingvistica indo-europeană avem următoarele observații. Verbele cele mai vechi, verbele de bază, sunt cel mai greu de conjugat. Sunt foarte neregulate. Pentru că, fiind foarte vechi, s-au împietrificat așa. În oricine învață limbi clasice sau sanscrită, dacă învățați, vedeți, ei, aceste ipostaze ale credinței se învârt în jurul verbelor fundamentale. A bea, a mânca, a lua, a privi. Asta este credința. A, și cum vreți să spuneți, domnul? Păi, vreți să-mi spuneți că viața mea, din ziua de astăzi, din secolul 21, are legătură cu un biet evreu necăsătorit, omorât de conaționalii lui, în urmă cu mai bine de 2000 de ani, și vreți să-mi spuneți că evreul ăsta necăsătorit îmi spune mie cum să mă porc cu soția și îmi rezolv această problemă? Și vreți să spuneți că ăsta care n-a avut copii mă învață cum să-mi cresc copilul cu sindromul Down? Și vreți să-mi spuneți că ăsta care a murit de tânăr și n-a cunoscut ce-i bătrânețea are vreo legătură și mă poate ajuta cu toate decrepitudinea și cu Alzheimer-ul? Cam așa. Credința este acea capacitate supranaturală, venită din afara noastră, de a face acest fel de legături. Dar, din momentul acesta, din capitolul 15, Iisus pretinde altceva. Că a crede nu este doar o chestiune mentală, nu înseamnă doar a te duce și a călători prin istorie cu Nicodim și să te uiți la tabla agățată într-un par care te vindecă. Credința este un act care este ontologic constitutiv, adică nu mai existi fără credință, nu poți. Este reciproc constitutiv ontologic cu credința în care ai crezut. Nu crezi în el, nu existi. Credința este o chestie de viață și de moarte. Nu crezi, din punct de vedere spiritual, nu existi. Sunt două simboluri florale care au legătură cu poporul Israel. Smochinul și vița de vie. După ce blestemă smochinul, Domnul le pune la încercare numai credința evreilor și smochinul avea niște conotații, dacă vă uitați în profeții poporului Israel, avea niște conotații legate de reînflorirea poporului, de o nouă națiune. Profețiile erau optimiste când ne uităm la vița de vie care va rodi din nou, smochinul care va rodi din nou. Domnul bleastă-mă smochinul și spune un lucru care e șocant pentru naționaliștii evrei din vremea aceea. Eu sunt vița. Se va defini o nouă națiune.
Turma lui Dumnezeu va fi o singură turmă și un singur păstor. Cine credeți că va apăra națiunea? Acești naționaliști care în câteva zile vor face gardă comună cu romanii? Acești naționaliști iudei care acum se bat cu pumnul în piept că ei sunt vița cea adevărată a poporului și vor spune lui Pilat, nu avem alt împărat, altul, în afară de Cezar. Când omul spune, eu sunt vița, spune implicit, în mod simbolic, că o nouă națiune și o nouă sursă de viață și o nouă înflorire a unui alt popor, a unei alte națiuni, va fi în jurul lui. Și acum pune în scenă, foarte interesant, eu sunt adevărata viță, tatăl este viticultorul, orice mlădiță care nu este conectată în mod corect și nu aduce roadă este tăiată. Prima observație din acest text. Observați ce spune, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, eu o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, o leagă, așa spune textul. O curățește ca să aducă și mai multă roadă. Prima observație este că de foarfecă că nu scapă nimeni. De asta creștinismul este frustrant. Te aștepți nu așa să urmeze textul. Îi taie pe aia, pe aia răi. Și pe noi cei cum să cade, creștinii buni, numai ne protejează, ne leagă. Și el ne spune, în lume veți avea necazuri. În loc să ne ofere un creștinism confortabil, nefurfecător, să nu ne strice liniștea, cea mai mare prostie, dacă vreunul dintre noi se cochetează cu creștinismul, cea mai mare prostie, și vreau să fiu onest de la bun început cu dumneavoastră și cu cei declarați atei până în ziua de astăzi sau simpatizanții creștinismului, vreau să fiu foarte onest. Dacă veți veni la Hristos, la creștinism, nu vă va merge bine, vă pot da cu semnătură și garanție. Cine vine, cea mai proastă idee este să vin la Domnul pentru că El îmi vindecă toate zgrăbunțele, furuncurile, coșurile, reumatismele, cariile, ne dă pensie mai mare, ne ajută să parcăm mașina, ne umple conturile. Asta e Evanghelia prosperității. Când îi aud pe ăștia spunând, poruncesc Duhului de torticulis să mă lase, poruncesc Duhurilor de chisturi și bobolații de grăsime să mă părăsească. Nu observați că toți avem același drac? Toți moștenim același demon? Nu spune psalmistul, un păcat m-a zămislit mama mea și suntem încancerați. Platon spune, soma, sema estin, adică trupul, mormânt ne este. Și vom îmbătrâni până când vom răsări în noua viață și ne vom arunca spre viitor. Noi dorim o escatologie realizată, acum, o desăvârșire a ceea ce este nedesăvârșibil. De aceea ne este simpatic acest verset și creează un creștinism idolatru. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Hai să vedem cum facem, cum am făcut eu în armată. Top Raisar, am zis așa. Deci ce spune? Dacă rămâneți în mine, rezolvat, m-am botezat. 1 septembrie 1985. 2. Dacă rămân în voi cuvintele mele, mi-am scris, pentru că în armată nu era voie cu Biblia, mi-am scris pe niște cărți de vizită versete biblice, pe parte și pe alta, le-am pus la tunică, 3 ore gardă, 3 ore veche, 3 ore somn, 3 ore gardă, 3 ore veche, 3 ore, ce să faci? Memorez scripturile. Și marea mea mirare a fost că cer orice vrea. Am îndeplinit condițiile, sigur. Și marea mea mirare este că nu mi se dă orice. A, ba da, am experimentat, de ce să nu zic? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Volkswagen Golf 2, albastru metalizat, cu 2 uși. Știți că mi-a dat? Domnul. Una dintre cele mai mari, după aia mi-a părut rău că n-am cerut cu 4 uși, mai încolo, dar s-a rezolvat, Dumnezeu mi-a dat. Știți, am descoperit cu timpul, uitându-mă la listele mele vechi de rugăciune, Am încă și acum caietele, agendele cu liste de rugăciune, în care am pus listele de rugăciune, practic niște liste de achiziții sunt. Niște liste de achiziții fără bani. Când m-am uitat, mi-e atât de rușine. Mi-e atât de rușine să mă văd cu cereți orice veți vrea și să mă confrunt cu voințele, cu dorințele, cu pulsiunile, cu lăcomiile mele. Și Dumnezeu are atâta simț al umorului că uneori ne pedepsește dându-ne ceea ce dorim și lăsându-ne să ne confruntăm și să ne punem mâinile în cap. În creștinismul acesta conțopist, funcționalist, de listă, Domnul împlinește toate rolurile necesare nouă pentru a ne face viața mai comodă. Este poștaș de pensie, asistent medical, masor, antrenor, consilier și, de ce nu, monitor de parcare în orașele mari unde ai emoții să parchezi mașina fără să zgâri pe altuia. Dragii mei, un asemenea Dumnezeu este un idol, de aceea Ioan își sfârșește epistola copilașilor, feriți-vă de idoli. Este coborât din măreția lui și de pe tronul tău de slavă tocmai de aceea prietenii noștri atei
au dreptate că nu cred într-un asemenea Dumnezeu, pentru că un asemenea Dumnezeu nu există. Noi creștinii l-am ucis pe acest Dumnezeu, făcându-L sluga noastră. Dacă aș lua-o de la capăt, mă tem că nici eu n-aș mai crede într-un Dumnezeu pe care îl predică astăzi Biserica Creștină. Am avut mare noroc, între ghilimele, se cheamă har în traducerea eclesială. Am avut mare har că Dumnezeu m-a dat cu capul de pereți și mi-a luat bărbia în mâini și m-a făcut să mă uit la El. Că dacă ar fi să mă uit la Dumnezeu predicat astăzi prin unele biserici, mă tem că un asemenea Dumnezeu este ca un personaj literar sau de film, ca în filmele cu cowboy, personaje care nu există. Personajele cu pălăria albă sunt complet bune, personajele cu pălărie neagră sunt complet rele, personajele din romane proaste sunt completamente bune și completamente rele. Dumnezeul nostru este viu, trăiește și tocmai de aceea este neconvenabil. Nu vrea să facă nici pe mecanicul ajutor când noi stabilim direcția, sensul, viteza de mers, nu vrea să fie nici împegatul nostru. Dragii mei, acest gen de creștinism este foarte străin de idealurile pe care le-a predicat Domnul Hristos. Ce ar spune creștinii care au fost răstigniți de Nero? Tata pe o parte a drumului, fiul pe cealaltă parte să se vadă unul pe altul, mama și fiica să se vadă una pe alta și le-a dat foc și a făcut flăcări din ei. Ce anume a făcut pe acești oameni să-L urmeze pe Iisus în arene, să fie sfârșiați de lei? Ei de ce n-au cerut? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Cu logica aristotelică nu se potrivește. Cum poate ceva care este mai mare să conțină cei mai mici și cei mai mici să conțină ceea ce este mai mare? Cele nouă categorii aristotelice sunt date peste cap de discursul lui Ioan. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, din pricina discursului pe care vă aduceți aminte în capitolul 6. Petru spune, acum trebuie să mă mâncați pe mine. Și toți s-au oripilat și au zis, cum adică, să îi mâncăm carnea, ligamentele, mușchii acestuia, are drac. Și se uită la ucenici și se spune, voi, de ce nu plecați? Mă fascinează această lipsă de intenții de popularitatea lui Iisus. Nu spune, facem un nou spectacol, cumpărăm pizza la toată lumea să vină, facem ceva care să fie relevant, pentru facem un concert de Crăciun la care o să vină și așa, cumva să-i atragem. Spune, nu vă duceți. Care Petru este absolut dulce, spune, Doamne Iisuse, nu pricepem absolut nimic. Dacă cum le spui matale, nu le spune nimeni. Ce vedem la Petru este că n-a înțeles nimic din discurs, dar vrea prezența. Acum Domnul le spune, acum discursul, predicile, cuvintele acestea vă vor pregăti și vă spală, sunteți curați. Și acum trebuie să numai să înțelegi, trebuie să facă clic. Trebuie să, și după venirea Duhului Sfânt, într-adevăr și în mintea lui Petru, și în mintea lui Ioan, și în mintea tuturor, a făcut acel clic. Spune, în această imagine este ceva ce n-aș recomanda, pentru că sunt copii în sală. Acesta este peste 18 ani, ce spun acum. Deci, vă rog, copii, nu încercați acasă. Deci, dacă luăm un vrej de trandafir, aveți grijă să nu fie ud. Deci, dacă luăm un vrej de trandafir și îl băgăm în priză, înflorește? Dacă e ud, înflorește capul nostru, nu înflorește părul. Înflorește? Nu înflorește, dar de ce? N-are putere? Cum n-are putere? 2,20. Are putere, numai că n-are o putere compatibilă cu natura. Este diferență între priză și puterea care vine de acolo și natura buducului. Dacă luăm acea mlădiță de trandafir și o punem în butucul care trebuie, înflorește? Sigur, pentru că sunt compatibile cele două naturi. A doua observație importantă de acest text este provocarea de a te gândi la natura ta. Dacă rămâneți în mine, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Dacă rămâneți în mine, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Este imposibil să nu aduci roadă, dar compatibilă cu natura ta. Nici o mlădiță din această lume, și dacă ar, să ne imaginăm că ar avea putere decizională și să spună, ce an e asta? 2014. Anul ăsta vreau să rodesc castraveți. Sau mure, sau prune,
din invidie față de prunul ăsta care e cules de sălăjani tot timpul, eu o să fac prune. Poate să decid așa ceva? Nu. Pentru că nu este conform cu natura. Vedeți, noi când ne întoarcem la Hristos vrem să rodim prune. Vrem să rodim orice altceva decât este compatibil. Și Domnul Iisus Hristos se uită cu tristețe la noi și spune: nu pot să ofer decât un singur fel de sevă. Opțiunile sunt limitate. Opțiunile sunt limitate de natura ta, de demnitatea ta. Opțiunile sunt... Ontologia ne fixează limitele. Provocarea aici este nu neapărat să rămânem în El. Că spune aici că sunt unii, pe orice măriță care este în mine și n-aduce roadă. Și Iuda era agățat de Domnul. Și el atârna de grup. Și el era amestecat. Și după cum observați, creștinismul nu se ia prin contaminare. Decât dacă ești de aceeași natură. Problema ta fundamentală nu este dacă vița mai poate. El poate. Problema este ce-ți dorești tu ca el să poată. Problema pentru el nu este să ne dea tot ce dorim, dragii mei. Problema este ce mai dorim noi să ne dea. A, ce dorim? De mâine mă fac mai bun. De joi mă las de băut. De luni ne apucăm de cură de slăbire. Problema nu este voința ta, ci natura neschimbată a inimii tale. Scriptura le spune: după roadele lor le vom cunoaște ce? Soiul, natura. Credința aceasta este un fel de altoire în el. Nimic altceva nu poate să schimbe natura decât ceea ce noi predicăm, nașterea din nou. Cumva, cumva trebuie să mori și să renaști pentru a schimba natura. Sunt două teme care circulă prin tot textul: roadă și cerere. Și aceste teme sunt preluate și duse într-o direcție surprinzătoare. Ce se întâmplă în restul capitolului este exact ca maieutica socratică. Socrate își întrebau ucenicii sau pe oponenți. Imaginez dialogul, dacă să înțelegem. Nu e așa că pământul e rotund? Da. Nu e așa că pământul e oval? Da. Care e adevărul? Este rotund sau oval? Nu e așa că pământul e și rotund și oval în același timp? Da. Pot fi două adevăruri posibile? Se pare că da. Depinde din ce perspectivă le privim. Care e adevărul? Textul degenerează din opt. Dacă ne-ar fi oprit textul la versetul 7, ar fi fost foarte comod. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Tot discursul nostru triumfalist este anulat. Îți poți imagina un dialog în dreptul tău, cam cum a fost dialogul lui Dumnezeu cu Satana în dreptul lui Iov? Doamne, își freacă mâinile Satana, vreau să-i dau o boală. Se poate? Nu încă. Să mai plimbă Satana, vine după 2-3 ani. Doamne, vreau să-i dau o boală. Se poate? Terminală, se poate? Terminală. Vine la altul. Doamne, are 4 injecții de diabet. Am putea să-i facem 5? Și Dumnezeu spune: da. Pentru că eu garantez pentru el. E fiul meu. 5 împărate să fie. Textul degenerează. Ne aduce aminte că sensul pentru care trăim pe pământ este cu totul altul decât confortul. Iată ce spune aici. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Adică, în momentul când noi ne plimbăm prin lume și suntem numiți sare și lumină, în momentul când te plimbi pe la servici, în momentul când te plimbi între vecini, ceea ce intenționează Tatăl și ceea ce își dorește Hristos pentru tine este ca să aduci proslăvire Tatălui și cinste lui Hristos ca ucenic al lui. Dragii mei, imaginați-vă că Dumnezeu ar putea lucrul ăsta. Suntem în ziua botezului, în baptisteriu. Ar putea Dumnezeu, printr-un act de sucțiune magică, să ne ia în ceruri? Atunci credem noi, așa sunt miturile noastre evanghelice, atunci suntem cei mai curați. Spun: frații, uite, apa asta de botez, câte păcate ori fi aici. Pe cel mai comod ar fi să termine odată la botez. Pentru ce te mai lasă Dumnezeu să faci umbră pământului? Răspuns: să proslăvești pe Tatăl și să dovedești că ești ucenicul lui. Rămâneți în dragostea mea, înțeles, Doamne? Rămâneți în mine, înțeles, Doamne? Păi hotărăște-te, cum vine asta? Rămânem în tine sau în dragostea ta?
Păi este același lucru. Nu e așa că pământul e rotund? Da. Nu e așa că e puțin mai oval? Da. Pentru că e același lucru. Vă aduceți aminte, spus al lui Ioan, Dumnezeu este dragoste. Și despărțiți de El, nu puteți face nimic. Este o dinamică între roadă și cerere, pentru că amândouă merg spre natura noastră. Când venim la Domnul, noi ne imaginăm că avem o viață separată cu Domnul, duminica, viața noastră religioasă, și în timpul săptămânii vom fi despărțiți de El. Tocmai ne-a provocat să înțelegem, despărțiți de El, nu putem face nimic. Noi vrem să rodim, Doamne, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Am putea cere să rodim, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Să ne imaginăm următoarea scenă. Avem marele noroc să fim invitat când mai vine prințul Charles pe la Vișcri, să ne ia în Bentley-ul lui cu geamuri frumurii și ne plimbăm. Și la Vișcri în jos, dăm peste o tarabă de asta și spunem, domnul prinț, pardon, maestate, știți dumneavoastră ce bune fac ăștia o ciorbă de burtă aici și niște mititei, mâncare de tirist, da, extraordinar de bună. Vă imaginați cumva coboară prințul și cere șaorma cu de toate? No offense pentru cei care vă plac și mici și ciorba de burtă și șaorma, dar nu se potrivește cu statutul. Adică nu o să coboare și nu o să-și încline demnitatea și nu o să-și decline identitatea și să vină acolo și să stăm așa la o masă câmpenească. Dragii mei, unul dintre lucrurile pe care le uităm noi este că Dumnezeu ne-a schimbat natura, statutul, suntem niște boieri ai cerului și trebuie să ne comportăm așa. Dumnezeu, nu se poate, domnule, nu se poate, de luni încolo, nu se poate, domnul păstor, nu se poate. Păi ne ducem la firmă și statul ăsta e un hoț, domnule. Ne ia de toate și ne piaptănă cu grapa aia fină și nu ne mai rămâne nimic și nouă. Lasă că așa e bine să tragem în piept. Mlădița spune așa și vița spune invers, vița spune, Petrule, avem de plătit taxe? Da. Du-te, pescuiește un pește, în mod minunat o să găsești în burta lui o monedă, vii și plătești taxele și pentru mine și pentru tine și taxele la templu. Trebuie să plătim taxe și la cezar? Ia aduceți-mi o monedă. A cui este chipul? Dați cezarului și al cezarului. Observați ce fractură între mlădițe care trăiesc cum vor ele și viță care ne dă o altă natură. Listele noastre de rugăciune, comportamentul nostru săptămânal trădează adevăratele tendințe, adevăratele frământări, adevăratele neliniști, adevăratele mofturi. Ceea ce cerul lui Dumnezeu nu reprezintă decât faldurile cortinei care se trag deoparte și îți arată adevărata natură. Înțelesul aici în text este, și schimbăm puțin accentele dacă îmi dați voie, noi spunem cereți orice veți vrea. Haideți să schimbăm puțin accentul și să spunem cereți orice veți vrea. Întrebarea este ce mai ești când ai aflat cine ești? Ce mai dorești când ai aflat cine ești? Ce mai vrei când ai aflat care ți-e statutul? Care ți-s dorințele când din cerșetor ai fost transformat în prinț? Când ți s-a schimbat natura dintr-o mlădiță moartă și ai fost plantat în adevărata viță și ai primit viață, nu mai poți cere tot ce dorești. Am aflat pentru ce trăim, am aflat că suntem plantați în El, am aflat că Dumnezeu este dragoste și acum încercăm să ne apropiem de o primă concluzie. A iubi, în concepția lui Ioan, ține de ontologie. Nu iubești ca un act exterior. Nu strângi din dinți și din pumn și spui, m-am hotărât să-mi iubesc frații la biserică. M-am hotărât să iubesc pe toți și să-i accept pe toți. Devii dragoste. Atunci când te-ai conectat, nu mai iubești ca o acțiune a ta, ci devii iubire. Și paharul iubirii noastre este plin de dă peste el. Coborâm în text și spune Scriptura în versetul 11, cum a iubit pe mine tata, așa v-am iubit și eu, rămâneți în dragostea mea, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea și leagă cele două lucruri, poruncile de rămânere în dragoste, după cum eu am păzit poruncile tatălui meu, rămân în dragostea lui, v-am spus aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Aici am oprit citirea textului. Urmează un subtitlu. Subtitlul acela n-a fost pus în original, dar abia mai încolo este cheia textului, dragii mei. Dacă nu citim mai departe de 12, pierdem toată miza.
Nu ne dăm seama pentru ce a fost scris textul acesta și de ce a fost atât de frustrant pentru ucenici și de aceea este frustrant și pentru noi. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Ha. Cum adică poruncă? Păi se poate iubi cu forța? Poruncă? Doamne, noi am crezut că dragostea ne vine. Nu, la păsări le vine. Noi am crezut că dragostea înseamnă emoție. Pălmi transpirate, fluturași în stomac, genunchi tremurând. Nu, acela este un joc al hormonilor, dragii mei. Dragostea creștină nu are nimic de a face cu asta. Dragostea creștină nu iubești pentru că îți vine. Dragostea creștină nu este pentru că îți este simpatic cineva și vrei să petreci mai mult timp cu el. Noi confundăm acest lucru. Nicolae Steinhardt spunea, Dumnezeu ne-a poruncit nu să ne fim simpatici unii altora, ci să ne iubim. Imaginați-vă următorul lucru, să ne imaginăm pentru o clipă că timpul împietrește, suntem la sfârșitul istoriei, tavanul se desface, orice ochi îl va vedea, Domnul coboară aici, este prezent între noi, se întâmplă același lucru în toate bisericile din lumea asta și Domnul ne spune în felul următor, acum vreau să fac cu biserica, cu adunarea asta de oameni care s-a adunat aici în Iris, pe sobarilor, vreau să fac următorul experiment, că avem timp destul. Pentru următorii 10.000 de ani să rămâi și să stai exact lângă cine te-ai așezat. Doamne, știi cum ne-am imaginat noi cerul? Intrăm în cer, ne cântă îngerii din surlă, noi ne ducem întâi la patriarhi, ca să le dăm tot respectul, Avram, Isaac și Iacov, salutăm, mergem și la Luther și Calvin, dacă îi găsim acolo și salutăm, Bach și Vivaldi, dacă or fi acolo, salutăm și pe ei, îl întrebăm pe Ioan cum a fost când a pus capul pe pieptul Domnului Iisus, îl întrebăm pe Iacov cum a fost martirizat și după aia ne tragem acolo cu gașca noastră. Pentru că în mintea noastră cerul este un fel de petrecere de unul mai prelungit, în care bărbații stau și discută despre undițe și mașini acolo unde fac micii, femeile cu ale lor acolo unde curăță pentru salată, copilașii se joacă și zburdă la câmp de... Nu așa cântă popa? La loc de verdeață. Și ăsta este raiul pentru noi, cu foarte multă absență. Dar suntem cu cei cu care vrem noi. O să fiu acolo cu mama, o să fiu acolo cu tata, o să fiu acolo cu bunicul și cu străbunica. Vedeți? Biserica nu mai este o comunitate celor vii în Domnul, trupul lui Hristos, ca interdependență. Nu mai suntem conștienți că suntem atât de dependenți unii cu altul încât suntem reciproc constitutivi. Vă readuc aminte și vă dau spre lectură o carte, mică, mare carte a omenirii, scrisă de un evreu necreștin după știința mea. Buber a scris o carte, Eu și tu, în care tratează tocmai această interdependență, în care spune, eu exist pentru că existi tu. Uitați-vă la, și o să revin, uitați-vă aici, sunt niște personaje în glugă și cu mantie. Și unul este conținut în altul. Și cel mare conține pe toți ceilalți. Și niciunul nu poate să spună, de acum plec și mă despart de aceștia. Și sunt unii în ceilalți și Scriptura ne spune că noi suntem trupul lui Hristos. Și când mă duc la cineva și spun, am ceva să spun și să te mustru, întreabă, de ce te bagi în viața mea? Mă bag în viața ta pentru că sunt foarte egoist, pentru că știu că dacă tu păcătuiești și dacă ție nu-ți merge bine și dacă tu trăiești în ascuns păcate mari, mie îmi va merge rău, pentru că noi suntem interconectați, suntem în același trup, prin noi circulă același sânge, sângele lui Hristos. De aceea și de aici vine porunca lui Hristos, îți poruncesc să iubești în acest fel. Conștient fiind că iubirea creștină reprezintă această miză ontologică, această miză a existenței. Fără să iubești, nu existi, nu existi tu, nu poate exista ceilalți. Ba mai mult, dacă nu rămâi în dragostea lui, nu mai ești ancorat în el. Ți se pune la probă și la frigare este chiar această idee. Nu mai ești creștin dacă nu iubești. Poate cineva să spună că îl iubește pe Dumnezeu și să-l urască pe fratele său, ne întreabă același Ioan, fiii tunetului, vă poruncesc să-l iubiți pe Matei. Pe Petru, da, dar pe Matei nu a fost vameș. Pe Toma nu,
Pe Petru nu-l putem iubi, pare să spună altcineva, Toma, că te-a trădat. Credeți că între ucenici nu erau orgolii, invidii, frecușuri, bârfă? Dragii mei, dragostea înseamnă, în contextul acesta, viață. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi. Am făcut un experiment cu un fost prieten, antipatia e reciprocă și tocmai pentru că știu că ni suntem antipatici unul altuia, am spus hai să facem o călătorie împreună, 10 ori undus, 10 ori întors, să vedem dacă nu ne strângem de gât și nu ne scoatem ochii. Foarte interesant experiment, l-aș recomanda oricui. Și pe drum am discutat ce înseamnă să ne iubim antipatici fiindu-ne. Ne-am declarat antipatia bărbătește și onest și am spus asta este. Dragostea creștină înseamnă nădăjduiește totul, crede totul, acoperă totul și, de ce nu, suferă totul. Adică suporți și pe cel care ți este antipatic. Și împreună am ajuns la următoarea concluzie. Dacă, spre exemplu, acum pe ușa aceea ar intra o trupă de mascați, ca în Sudan, și ar spune, avem aici vreo 200 și ceva de creștini și trebuie să vă mai rărim un pic și facem decimare ca romanii. Toată lumea aliniată la perete și rămâne așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 10-lea este ucis. Pentru că și tu știi să numeri repede ca și ei, ai timp, dacă te-ai nimerit lângă fiul tău să-i spui, dragul meu, tu ai viitor înainte, hai să facem schimb. Tu ești al 9-lea și eu voi fi al 10-lea. Și la următorul rând este un soț și o soție, soțul spune, draga mea, te iubesc atât de mult, eu vreau să fiu al 10-lea, tu stai a 9-a sau a 11-a. Primul gest îl pot înțelege și îl poate face orice darwinist convins, perpetuarea speciei. Există o explicație. Îți lași sămânța să trăiască. Pe al doilea îl înțeleg și îl poate face orice liber cugetător. Este un gest cavaleresc. Cred că aș admira și cred că este posibil ca orice bărbat, cavaler în lumea asta și care mai este încă de modă veche să facă acest lucru cu soția lui. Mă îndoiesc că unii ar face pentru soacrele lor acest lucru, dar cred că este posibil. Urmează a treia tură și ajung doi dușmani, unul lângă celălalt. Și tu te-ai nimerit să fii exact al nouălea și spui, Doamne, Dumnezeu e drept. Îl curăță pe asta. Acum, în sfârșit i-a venit, uite, vezi cum Dumnezeu îi înțelept, înțelepciunea lui desăvârșită, slăvit să fie numele lui. Numai un creștin poate să facă, dragul meu, ne dușmănim de moarte. Vreau să fiu eu al 10-lea și tu al 9-lea. Iubiți-i pe vrăjmașii voștri. Da, Doamne, dar știi? Și urmează a patra tură. Și stă unul strungar, unul care e intelectual și o croitoreasă. N-ați vrea să facem schimb. Eu am niște cărți de scris, am niște proiecte, am niște programe de viață fascinante, am niște copii de crescut, studenții au nevoie de mine. Și te gândești în mintea, ce nedrept. Pe ăsta, ăsta e mai puțin important în economie ca mine. Dragul meu, când dragostea creștină vine din viță și izbucnește mlădiță, nu te poți abține să nu faci schimb. Găsești plăcere în a face schimb. Găsești dorința în tine în a face schimb. Dar să presupunem că în generația noastră nu vom ajunge la așa ceva. E posibil, dar eu nu cred. Și totuși, haideți să fim onești și fiecare să ne facem lista de antipatici din biserică. Sau lista de antipatici în general. Lista de oameni care în niciun fel nu ne înțelegem. Vine la tine unul și spune, aș vrea să stăm de vorbă 30 de minute, ai? Tocmai mă pregătesc pentru o audiență, nu pot. Săptămâna viitoare ai timp? Nu pot. Afli că marți, la o trecere de pietoni, un șofer n-a fost atent, l-a lovit, mortal, și nu te vei mai întâlni cât ești cu el pe drum. Scriptura ne sfătuiește, împacă-te cu el cât ești cu el pe același drum. Dragii mei, a da viață înseamnă a da timp. Nu-ți cere nimeni să-ți dai rinichiul în plus pentru dușmanul tău. Nici măcar să-i donezi sânge.
Dar ai putea să-ți donezi din viața ta, din cele 168 de ore din săptămână, 30 de minute pentru cineva care știi sigur că are ceva împotriva ta, te antipatizează? Un asemenea lucru îl faci un urmaș al lui Hristos. Am o colecție de instrumente muzicale. Nu mai am loc să o depozitez. Am o colecție de biciclete. Am o soție extrem de răbdătoare. Dar, dragii mei, am o colecție specială. Este o adevărată pasiune să fac colecție de întâlniri cu dușmanii, față către față. În inima asta au loc o infinitate de asemenea întâlniri. Sunt cardiac, cu acte în regulă, cum v-am spus și datele trecute, și din 2007 am învățat cât de important este să te desparți în bună pace cu cineva care vrea să-ți acorde 30 de minute. Cât de important este să spui stop, să te uiți în ochii soției și a copiilor. Cât de important este să conștientizezi faptul că viața unei familii, cât ești împreună cu cei dragi, este de 15, maxim 20 de ani. Gândiți-vă cei care aveți copii. M-am întâlnit într-o altă țară, nu vă spun țara, între români, cu cineva care când se trezea dimineața spunea: când mă trezesc dimineața, fetițele mele dorm. Când mă duc seara acasă, fetițele mele dorm. Ce bine că am ieșit în această excursie, că am văzut fetițele mele cu ochii deschiși. Ce important este să dai viața, vedeți? Nu ne dăm viața pentru cei mai apropiați, pentru cei dragi, pentru urmașii noștri, pentru cei pe care îi iubim. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Spune, Doamne, poruncește-ne! Când Domnul spune, nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni, robul nu are opțiune. Când robului se poruncește ceva, n-are altă opțiune decât să execute. Când spune, vă numesc prieteni, nu este mai mare dragoste decât să dea cineva viața pentru prietenii mei. Voi sunteți prietenii mei dacă vă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face prietenul său, stăpânul său. Dar prietenul știe ce face celălalt prieten. Vedeți, diferența dintre rob și prieten în acest context este că robul n-are opțiuni. Prietenul are posibilitatea de a negocia pentru că știe. Ei știe slăbiciunile prietenului său. V-am spus tot ce vrea Tatăl. Dumnezeu își face haturul să ne trateze pe fiecare dintre noi ca pe niște prieteni. Și noi stăm la negociere. Doamne, mi-ar conveni să fac asta și mi-ar conveni să nu fac asta. Mi-ar conveni să împlinesc porunca asta și mi-ar conveni pe cealaltă nu. Și Dumnezeu spune, sunteți prietenii mei dacă vă faceți ce vă poruncesc eu. Poruncește, Doamne, acum suntem gata. Ce mare onoare ne-ai făcut, că nu ne mai numești rob, ci ne numești prieten și din prieten ne-ai făcut fii. El a numit fii pe toți cei care s-au crezut în numele. Spune, Doamne, nu mă spune. Am o singură poruncă și toate poruncile mele s-ar putea reduce la două. Iubește pe Dumnezeul tău cu toată pasiunea, cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată ființa ta. Rezolvat, Doamne, rezolvat. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Îmi pot alege apropiații? În Fiddler on the Roof există o scenă foarte interesantă. Începe persecuția țarului peste evrei și vin evrei la rabi să-l întrebe: rabi, știi că noi trebuie să binecuvântăm pe toată lumea. Am putea să avem o binecuvântare pentru țar? Sigur, există o binecuvântare și pentru țar. Stă să gândești un minut, rabinul, cum ar suna acea binecuvântare? Doamne, ține-l cât mai departe de noi. Dacă ar sta în măsura noastră să binecuvântăm, ne-am binecuvântat pe mulți dintre cei care ne înconjoară. Ghinion! Te-aș dat între colegi de servici neconvenabili, între vecini neconvenabili, între samariteni. Aici este esența cu samaritanul milostiv, că apropiată ți este tocmai cine n-ai crezut, tocmai cine n-ai vrut. Samaritenii. Textul merge în această direcție. Creștinismul este extrem de stresant pentru că îți spune că ești liber, după care îți îngustează calea. Îți spune că poți, dar după aia spune: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Că ai putea să ceri tot ce vrei, dar nu toate sunt de folos. Că ai libertate totală să te manifesti ca oricare altul, dar asta îți poate compromite ce este mai scump, vestirea Evangheliei. Mă port aspru cu trupul meu, spune Apostolul Pavel, ca să nu fiu făcut de rușine, să nu fac de rușine Evanghelia, să mă trezesc pe un mal greșit, cum este în original. Tot timpul trebuie să fii extrem de stresat, extrem de atent cu statutul tău, cu chemarea ta. Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Nu pot, taie-mă,
omoară-mă, dar nu pot. Sigur, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă eu sunt vița și voi sunteți mrădițele, trebuie să poți. Dovada că ești ancorat în Hristos stă în puterea iubirii. Dacă ai iubit, dacă nu poți iubi, nu ești ancorat în Hristos. De aceea Apostolul Pavel, dragii mei, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Căci nu mai trăiesc eu, că dacă trăiesc eu am o grămadă de antipatici. Dacă trăiesc eu am o grămadă de oameni pe care nu-i suport. Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, care și-a dat viața pentru toți. Am promis data trecută că vă spun mai în detaliu puțin istoria mea. Am spus-o în scurt, dar vreau să vă exemplific acum. Înainte de a porni la istoria mea, vreau să ne oprim aici cu o microconcluzie și ne vom apropia imediat de concluzii finale. Dacă citim textul cu atenție, ajungem la concluzie că singura roadă posibilă este dragostea. Și porunca de ascultat a Domnului este dragostea. Nu-i putem asculta poruncile dacă nu rămânem ancorați în El. Și dacă suntem ancorați cu El, putem să rămânem în dragostea Lui, adică să iubim pe ceilalți. Roada este dragoste. Cererea potrivită, conform cu statutul nostru, cu ontologia noastră, este dragostea. În 1975, pe 17 decembrie, la ora 17:30, tatăl meu a fost ucis de securitate. Acolo mi s-a încheiat copilăria și am intrat într-o perioadă de tranziție, asistând o mamă de 27 de ani rămasă văduvă, și am văzut multe seri în care sora mea întreba: mai vine tătuțul, nu mai vine? Mama se retrăgea, plângea și la vârsta de 5 ani a trebuit să spun primul meu adevăr dur și fără anestezie. La vârsta de 5 ani și jumătate am devenit cinic. Și prietenii mă știu foarte bine, a trebuit să-i spun sorei mele, să mă uit în ochii ei și să-i spun fără nicio anestezie: Crina, tătuțul a murit și nu se mai întoarce niciodată. Din momentul acela, mama a luat tabloul tatălui meu de pe perete și l-a ascuns undeva în dulap. La vârsta de 10 ani, cineva din biserică a venit și mi-a spus: să-l vezi pe ăla de acolo înalt, cu geacă de piele, care tocmai iese acum. Da. Ăla a participat la uciderea tatălui tău. Acela a fost momentul în care pentru mine a început viața de adult. Viața de adult începe atunci când începi să urăști. Când Scriptura spune să fiți ca acești copilași, nu ne spune să fim buni, pentru copiii nu sunt buni. Cine a crescut copii știe că nu sunt buni. Copiii sunt în fața blocului, își cară pumni, își scot dinții de lapte, plâng fiecare, strigă la mama, la tata, m-a bătut băiatul lui Unescu și al lui Popescu. Până să cobori jos, să faci dreptate, sunt cei mai buni prieteni. Copiii nu țin dosare, încep să devii adult în momentul când coci ura. La vârsta de 10 ani am devenit adult și am visat din momentul acela, în fiecare zi, ore întregi, cum mă pot răzbuna. La vârsta de 12 ani, profesoara de matematică, doamna Gabriela Neagu, m-a prins citind sub bancă Crimă și pedeapsă. La vârsta de 14 ani am fost mutat la o altă școală, trecând razant peste școala de corecție, doamna Silvia Durnea, diriginta, a chemat-o de câteva ori la școală pe mama, pentru că eu inventasem Fight Club. Dacă ați văzut filmul, erau bătăi organizate după ore. De ce? Pentru antrenament, ca să poți reuși mai târziu. Într-o după-amiază de seară, am rămas în casă singur și mama era la servici, sora mea s-a dus la biserică. Eu nu m-am îndoit niciodată că există Dumnezeu, mi-am dorit întotdeauna ca Dumnezeu să aibă gulere, să-L pot lua de ele și să mă cer cu El. Și am zis atunci: te urăsc, nu-mi convine tot ce faci. Ajunsesem în starea în care uram chiar și pe oamenii pe care ar trebui să-i iubesc. Începusem să fiu agresiv cu sora mea, am răspundeam urât mamei mele, începusem să devin foarte, foarte iritat, foarte nervos. Sportul nu-și făcea efectul, eram la profil sportiv și nu scotea toți nervii din mine. Și atunci ajunsesem să mă urăsc pe mine, să nu mă mai pot suporta. Și în după amiaza aceea am zis să-ți mai dau o singură șansă. M-am dus la o Biblie pe care mi-o dăduse mama, am scos-o, era o Biblie din clasa 1, când să învăț să citesc, mi-a scris câteva rânduri, am deschis-o la întâmplare, nici până atunci n-am mai făcut și nici de atunci încolo nu fac.
Și am citit câteva cuvinte. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie. Dă-mi pricepere ca să trăiesc. Te chem, mântuiește-mă ca să păzesc poruncile tale. Sunt foarte amărât, înviorează-mă, Doamne, după cuvântul tău. Acestea au fost cuvintele magice, care odată picurate în suflet, au desfăcut sufletul și parcă tot puroiul acela a explodat vulcanic. Și a început să curgă, să curgă, să curgă. După acest moment, prima mea rugăciune ca nou convertit a fost următoarea. Doamne, dacă vrei să fiu urmașul tău, te rog un singur lucru, ajută-mă să-l iubesc pe ăla. Următoarea duminică m-am dus la biserică, acel om venea ultimul și pleca primul. Dragii mei, mi-a fost atât de drag de el, încât aș fi vrut să mă duc să-l ajung cumva, să-l iau de mână și să spun că nu am nimica cu el, că l-am iertat și că Dumnezeu a turnat dragoste. A murit. Știți ce simt? Este ceva ce numai în limba română se poate exprima. Mi-e dor de el, în sensul lui Noica. Mi-e dor și doare. Mi-e dor de el că aș vrea să-l văd și să-l îmbrățișez, să-i spun că l-am iertat și n-am avut ocazia niciodată. A dispărut pur și simplu după aia de la biserică. Și mi-e dor de el, mă doare, că probabil se chinuie în iad. Din acel moment, dragii mei, cea mai mare dorință a mea nu este dorința de a mă ajunge, ci dorința de a iubi ca el. Cel mai mare complex al meu a devenit acum, în ultimul timp, nu complexul de înălțime sau de greutate, ci complexul că nu pot iubi cu pretinde el. Cea mai mare tânjire este să fac pe ceilalți să cunoască dragostea lui. Urăsc și mi-e ciudă că sunt încă prea cinic, prea rău, prea ironic, prea mânios, prea răzbunător, prea tumotic, că port încă urmele cangrenei acelea. Cangrena aceea care a rămas acolo, vindecată, încă doare, la fel ca o cicatrice mare care te mănâncă din când în când, așa mă mănâncă pe mine ura și cei care intră uneori în dialog cu mine recunosc o anumită agresivitate care încă a rămas acolo. Dacă mi-e ciudă pe ceva, mi-e ciudă că încă nu sunt plut de dragoste. Când i-am zis unui coleg, era să mor astă noapte, zice, nu mori, aici zice, nu mori. De ce crezi că nu mor? Nu ești pregătit încă și așa este. Voi muri în momentul când voi putea să cânt cântarea cu finalitate, cântarea fratelui Nicoliță Moldoveanu. Vreau să iubesc pe frații mei. Icoanele mele cu salbe de crin. Vedeți, nu-mi vine să iubesc pe frații mei. Vreau să iubesc pe frații mei. De ce cred, dragii mei? De ce cred? Pentru că numai prin credința în Iisus am găsit iubirea. Credința în Iisus mi-a salvat mintea de la schizoidie și mi-a salvat viața de la pierzanie. De ce cred? Ne-am întrebat la începutul acestor seri. Eu personal cred, pentru că mie credința mi-a vindecat inima. Cred pentru că iubesc. Și curios, suntem într-un cerc vicios logic, n-are niciun sens ce spun. Cred pentru că am reușit să iubesc cu ajutorul Lui și iubesc pentru că am crezut în El. Uneori dragostea creștină ne cere lucruri neconvenabile, pentru că Dumnezeul nostru este neconvenabil. Dumnezeul nostru este dragoste. Acum mă uit din nou și când citesc versetul acesta, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cum pot să cer altceva când am aflat al cui sunt? N-ați pățit niciodată ca să vină copilul să vă ceară ceva? Cei care sunt copii știți că vezi copilul să frământă și prea freacă mâinile, spune, tati, și aștept să vezi ce-ți cere. Și după aia vine și dă buzna. Vreau bomboane, vreau Lego, vreau cutare. Spui, da. Uneori venim la Dumnezeu așa. Și Dumnezeu își frânge mâinile cu înfrigurare și așteaptă să văd ce-mi cere copilul meu, ce-mi cere fiul meu. Și noi venim și spunem, Doamne, o dormeze nouă. Fie. Doamne, te rog acum când mă operează ăștia, să mă opereze cu fir de ăla care se dizolvă, să nu mai îmi scoată firele după aia, că noi nu pot să suport când îmi scoată firele. Ia-o, Doamne, facă-se, așa se face. Doamne, îmi ajuți luna următoare, termopane la balcoane. Ia-o, Doamne, să fie. Primești premiu. Și după aia, într-o bună zi, vii și spui, Doamne, am și o cerere mai nepotrivită, așa, nu de aia, de achiziții și liste.
Doamne, mi-am dat seama că am sufletul gol. Mi-am dat seama că sunt extrem de singur. Mi-am dat seama că am sufletul cangrenat pe dinăuntru. Doamne, toarnă în mine dragostea ta de Dumnezeu. Și Dumnezeu te ia și te îmbrățișează și te pupă pe amândoi obrajii. În sfârșit, în sfârșit, o cerere conformă cu natura. În sfârșit, o cerere conformă cu ontologia. În sfârșit, fiul meu îmi cere ce-i pot da. Dacă vă uitați aici, este o scară în ascensiune. Sunt contururi simplificate de ființe umane. Cele din exterior le conțin pe cele din interior. Despărțiți de mine, vrea să spună aceasta, despărțiți de mine. Ieșiți din mine, alături de mine. Nu puteți face nimic. Aș vrea în final să vă fac o mărturisire. M-am gândit tot timpul din 2007, știind că sunt condamnat la o moarte subită, v-am spus că mi-am făcut testamentul, și m-am gândit foarte mult la ce să scriu pe piatra de mormânt. Fiind clasicist, la modă între noi să scriem ceva în latină, nu înțelege nimeni, în greacă, nu înțelege nimeni. Avem o grămadă de colecție întreagă de epitafuri. Ce rost mai are să te dai cult când ești în mormânt? Dar zilele acestea, de vreo câteva luni încoace, zilele acestea mi este tot mai clar de când citesc acest text. Aș vrea ca pe piatra mea de mormânt să scrie următorul lucru. Și aș vrea să scrie copiii mei, și aș vrea să scrie soția mea, și aș vrea să scrie prietenii mei cei mai buni, și aș vrea să scrie acolo cunoscuții mei necredincioși, și aș vrea să scrie și vrășmașii mei, și să scrie foarte simplu: aici odihnește iubire. Iubire din el, iubire ca a lui. Cereți orice veți vrea. Ce aș mai putea cere acum? Tensiunea cea mai mare este: ce mai vrei tu acum, dacă tot știi cine ești? Mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi să-mi omoare dorințele, pulsiunile, poftele, instinctele, având un singur scop, cum spune Ioan. Și într-o zi vom fi cu El și vom fi ca El. Și Dumnezeu este dragoste. Și avem un singur scop pentru care facem umbră pământului, noi creștinii, pentru dumneavoastră necredincioșii, cum vă numim noi, să devenim dragoste. Dragul meu prieten ateu, dacă ai întâlnit vreun creștin care nu poate iubi, ai întâlnit unul care trebuie evangelizat, care are nevoie să-L cunoască pe Domnul. Trimite-L înapoi la frații lui la biserică. Trimite-L înapoi în biserică. Trimite-L apoi sub cupola lui Iisus. Și viața lui trebuie să fie ascunsă în Hristos. Să-L cunoască cu adevărat pe Iisus și să devină dragoste. De ce cred, dragii mei? Cred pentru că am iubit. Și iubesc numai pentru că am crezut. Dumnezeu este dragoste și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Faceți un următorul lucru. Vă dau o temă pentru acasă, o aplicație practică. Am făcut-o și eu și dacă n-aș fi făcut-o, nu v-aș fi sugerat-o. Luați o foaie de hârtie și puneți-vă pe dumneavoastră în centru, că oricum sunteți centrul universului. Puneți-vă pe dumneavoastră în centru. Și apoi puneți ca într-o pânză de paianj în toate relațiile din viața dumneavoastră câte vă amintiți. Mama, că sunt fiul mamei mele, soția, că sunt soțul soției mele, copiii, apropiații, prietenul cel mai bun, colegii de servici. Și o să vedeți că încep să se tragă foarte, foarte multe linii. Și tot în această listă de relații să puneți pe oamenii care știți că vă poartă sâmbetele. Știți că vă urăsc cu pasiune. Eu am o listă destul de lungă. La un moment dat, unul dintre lucrurile pe care am vrut să le fac și am înțeles că zilele astea mai făcut cineva, a fost că să mă duc să-i întâlnesc pe cât mai mulți dintre cei care scriu pe blogul meu, să-i întâlnesc față către față. Din 2007 am pornit acest lucru. Foarte plăcute surprize am avut. Știți, omul care este atât de acru, plin de venin și scrie și mustește veninul printre tastatura lui, când te întâlnești cu el în față, este un dulce.
Când stai de vorbă și ai acea întâlnire în intermediar, nu de frică, ci pur și simplu că aceasta este natura noastră, suntem ființe relaționale. Ne prăbușim când suntem înconjurați cu dragoste. Faceți o listă de oameni antipatici. Dacă sunteți creștini, rugați-vă pentru ei o perioadă. Și apoi neapărat căutați să vă întâlniți cu ei. Dacă nu sunteți creștini, săriți peste partea cu rugăciunea, dar întâlniți-vă neapărat cu acești oameni. Veți avea unele dintre cele mai superbe surprize pe care le puteți imagina. Nu vă evitați dușmanii. Paharul meu este plin de dă peste el. Paharul meu de o vreme încoace este plin de dă peste el cu dragoste. Și nu-mi doresc nici profesional mai mult, nu-mi doresc nici în viața de familie mai mult, nu-mi doresc nici între pasiunile mele să fie alta mai mare decât de a deveni ca el, de a deveni dragostea. Fiți iubire și facă atunci când se va vorbi la mormântarea noastră, prietenii noștri să spună, aici am pierdut un om care ne-a iubit. Amin.